În aer liber, la Clubul Sportiv Mușcel, a avut loc adunarea generală a Federației Române de Bob și Sanie. Pe lângă conducerea acestei ramuri sportive și invitați, s-au aflat și campionii care au adus cele mai multe medalii din competițiile internaționale. Pe ordinea de zi au fost mai multe puncte de discutat, printre care s-a aflat și reluarea competițiilor, începând cu luna septembrie a acestui an. S-au antrenat mai mult la domiciliu și asta, după părerea mea, nu poate fi considerat antrenament, pentru că de regulă sportivii noștri se antrenează în echipe. Se antrenează în echipă pe loturi. Loturile de sanie, loturile de bob feminin, de bob masculin, dar acestea fiind reglementările, au încercat să-și mențină condiția fizică și să facă un antrenament atât cât s-a putut în condițiile date. Când se vor relua competițiile? Noi am programat în 21-27 septembrie campionatele naționale de starturi bob și în prima săptămână din octombrie campionatele naționale de starturi sanie. Acum rămâne de văzut care vor fi condițiile. Noi trebuie să pregătim toate documentele, să le înaintăm la minister, să vedem dacă primim aprobarea pentru desfășurarea acestor competiții. Iar calendarul internațional, teoretic, ar trebui să înceapă la 1 octombrie, însă iarăși nu știm, federațiile internaționale vor hotărâ în ce condiții și cum se vor desfășura competiții. Iulian Păcioianu, antrenorul lotului național de bob la seniori, a punctat faptul că a fost o perioadă destul de grea pentru campionii României. Membrii lotului național au fost nevoiți să se antreneze la domiciliu și speră ca antrenamentele să se facă în aer liber cu păstrarea regulilor impuse în această vreme de pandemie. Suntem cu sportivi în pregătire, suntem foarte bine și așteptăm cu nerăbdare competițiile la sfârșitul lunii septembrie, care se vor ține în câmpul lung. Bobul o săptămână la sfârșitul lunii septembrie, 21-28, și sania 1-7 octombrie pe baza din ținta clubului. Pentru rezultatele obținute în campionatele naționale și internaționale, membrii lotului național de bob au fost premiați, la fel și sportivii care au avut performanțe deosebite timp de un an. Păstrăm distanța socială. Felicitări! Și să țineți tot așa, că ne-ați reprezentat cu mare cinste. Lotul olimpic de tineret monobob. Pentru obținerea acestei medalii de aur de antrenorul Cezar Popescu. Cezar, bravo, Dănuț! Doamne, chiar mult succes în continuare! Locul întâi și în clasamentul general al Cupei Europei, al Federației Internaționale de Bob, pilotul Andreea Grecu. De senior la bob de două persoane feminin. Mulțumesc, dar întâlnim și cu fetele. Imediat. Mă simt presimilă. Echipajul și lotul care a contribuit la obținerea acestor performanțe, am numărat doar câteva dintre ele. Ioana Gheorghe. Lotul de bob feminin al României este antrenat de antrenorul emerit Paul Neagu. Lotul de bob masculin este unul dintre loturile naționale și olimpice, care la rândul lor ne-au făcut să fim mândri în sezonul proaspăt încheiat. Lotul olimpic de tineret de bob masculin este antrenat de antrenorul emerit Daniel Păcioianu. Pilotul de 4 persoane a României
Mihai Dentea. În obținerea acestor performanțe din echipaj au făcut parte Ciprian Daroxi, Under 23, locul întâi în clasamentul general al Cupei Europei, al Federației Internaționale de Box și Skeleton, și au obținut numeroase medalii în circuitul Cupei Europei, care s-a încheiat în luna februarie. Federației, domnul președinte Sorin Buta va acorda o diplomă pentru proba de sanie feminin, care anul acesta s-a remarcat prin câștigarea Cupei Națiunilor de către Raluca Strămăturaru. În ultimul rând, dar cei mai tineri participanți în sezonul internațional, proaspăt încheiat, echipa de sanie junior a României este medaliată cu bronz la campionatele europene desfășurate la Oberhof. Corina Buzățoiu, Eduard Crăciun și echipajul de sanie dublu Dura Răzvan și Mosca Sebastian. O să-l invit pe Ioan Apostol, antrenorul lotului, să ridice diplomele. Lotul de sanie a fost antrenat anul acesta de Ioan Apostol, Corina Drăgan, Ștefan Mușei. Tot efortul sportivilor, dar și al antrenorilor, este focusat pe primele competiții sportive ce se vor desfășura în baza sportivă de la Câmpulung, dacă această perioadă de pandemie nu va încurca socotelile.